Bună seara! Așa cum v-am promis astăzi, la ora 7, începem live-ul nostru despre frumusețe. Mulțumesc tuturor celor care ați reacționat și mi-ați dat feedback-urile dumneavoastră pentru live-ul care l-am avut astăzi, deja la orele 15. Sper că rețetele au fost eficiente și veți și beneficia de pe urma lor. Dacă mai sunt întrebări, și am văzut că este o întrebare, nu se văd foarte bine slide-urile, mâine dimineață, după orele 10, vor fi postate pe comentarii, așa că le veți vedea absolut pe toate. Într-o calitate mult, mult mai bună. Deci, tema de astăzi, despre frumusețe, 3 pași simple pentru frumusețea noastră. De ce frumusețe, de ce în perioada aceasta? Femeile, sincer, nu au... Deci tot timpul vor să fie frumoase. Nu contează, este carantină afară, este iarnă, avem probleme sau nu avem probleme, ne gândim să arătăm bine. De ce trebuie să arătăm bine? Fiindcă atunci când arătăm bine, avem și o stare emoțională foarte bună și clar că doar de starea emoțională a femeii depinde și starea celor din jur. Așa că eu vă recomand să fiți frumoase, sănătoase, să zâmbiți permanent. Ce facem acum când sunt închise saloanele? Sunt închise și saloanele de înfrumusețare, sunt închise și saloanele de frizerie. Sper că curând să vă dau și informații despre vopsitul părului acasă. Dar astăzi vorbim despre frumusețe. De ce 3 pași simple? Primul, ce facem noi cu produsele cosmetice Vivasan și cum le putem aplica pe față? 2, uleiurile esențiale. 3, vă voi da un link despre un masaj limfatic facial japonez. Foarte eficient și foarte, foarte util pentru a menține starea noastră de tinerețe pe pielea noastră. Deci, produsele cosmetice de la Vivasan. Despre produsele cosmetice, în 15 minute, clar că eu nu vă voi vorbi. Sunt extrem de multe, sunt pentru toate tipurile de ten, și pentru cel sănătos, și pentru cel cu probleme, și pentru acnee, și riduri, și pete pigmentare, și pigmentare din cauza faptului că ați stat prea mult la soare și după sarcină. Deci, produse cosmetice absolut pentru toate vârstele, problemele și gusturile care există. Ținem cont neapărat că este linia Viva Derm Med, da? O linie practic total lipsită de conservanți chimici și de aromatizatori și care este recomandată și pentru tenul ultrasensibil, da, absolut la toate. Ținem minte că avem 2 tipuri de uleiuri vegetale, de jojoba și de avocado, de presare la rece, care pot fi aplicate pe față dacă nu ne plac cremele, da, consistența de cremă, și clar că sunt produse cosmetice cum ar fi Bio for Skin-ul sau crema Lotum, care înlocuiesc injectările cu Botox. Efectul este ca și după injectare, adică dispar ridurile mimice, în schimb fața își menține structura normală, dispare, nu, adică nici nu apare efectul ăla de mască. Noi putem lucra cu toți mușchii noștri de pe față, toți mușchii mimice, transmitem emoția pe care o avem de o transmis, iar ridurile mimice dispar. La toate produsele cosmetice care le avem și dacă nu vă puteți descurca în multitudine de produse cosmetice care sunt, vă sunt la dispoziție și eu și este și Laura. Deci, puneți-ne întrebări, spuneți-ne ce efecte vreți să obțineți și vă ajutăm. Și eu și Laura vă stăm la dispoziție. Iar eu astăzi vreau în principiu mai mult să vă vorbesc și să vă arăt un dispozitiv care ne va ajuta pe noi, ca acum cât stăm acasă, să înlocuim cabinetul cosmetic cu el. Ce este asta? Este un dispozitiv, se numește Ultrasonic A900. Este un dispozitiv și pentru masaj facial, dar și un dispozitiv pentru... Deci, cu mai multe efecte. Și acum vă povestesc așa, pe îndelete, de la început. Deci,
Dispozitivul respectiv lucrează, are un acumulator, un fir care se unește la el și îl puteți pune la, la orice calculator sau la priză, dacă aveți un de-asta de trecere, da? Și el se încarcă. Deci, ce face el? Are mai multe funcții, are 4 funcții în principiu. Prima este de curățare ionică. 2. Avem ultrasunetul. 3. Electromiostimularea sau EMS terapia și 4. Încălzirea termică. Da? Deci avem 4 funcții. Ce facem noi în momentul când este vorba despre curățarea ionică? În momentul în care curățăm ionic, e acea curățare profundă din interiorul pielii, în momentul în care noi vrem să scăpăm de culoarea întunecată a pielei, de cearcănele de sub ochi, să dăm o luminozitate tenului nostru. Ce facem noi? Avem nevoie de o dischetă cosmetică. La acest dispozitiv este și un inel. Ideea este că îmbrăcăm discheta cosmetică, fie direct pe capul dispozitivului, eu fac un pic altfel, eu o pun, o aranjez bine în acest inel și îmbrac inelul pe dispozitivul cosmetic. Da? Deci iată, l-am și îmbracat. Acum, cu un, fie un tonic, fie un gel, în funcție de pielea dumneavoastră, deci pentru un ten mai tânăr și mai gras, folosiți gelul din gama Viva Beauty sau gelul dermopurificator sau din linia Artemis sau un spumant Vivaderm. Pentru tenul normal sau spre uscat, trecut peste 35 de ani, de exemplu, eu folosesc Viva Beauty tonicul, puteți, poate de folosit și tonicul de arbore, deci indiferent de vârstă, dar deci folosiți un tonic de curățare. Aplicăm un pic din acest tonic pe discheta cosmetică în așa fel ca să se umezească foarte bine toată suprafața și în momentul în care noi pornim și iată s-a auzit un sunet, practic s-a deschis prima funcție, este curățarea ionică. În partea stângă a mea este un buton care arată intensitatea procedurii, deci gradul 1, 2, 3, 4, da? Deci eu prefer pe gradul 4, fiindcă noi, cei care locuim în București sau în orașele mari, unde este o încărcătură ecologică mai puțin bună, clar că este mai bine să folosim o intensitate mai mare. Și neapărat atunci când vrem să folosim funcția ionică, ținem mâna în așa fel ca să acoperim această plăcuță metalică, fiindcă în acest fel are loc încărcătura ionică și curățarea ionică a tenului. Da? Deci, și ce facem cu acest dispozitiv? Practic, noi îl punem pe pielea noastră și îl mișcăm de-a lungul liniilor de masaj a feței noastre. Și în felul ăsta curățăm absolut toată fața. În momentul în care noi, deci se va auzi odată la 8 secunde un sunet, piu, da, un piu din asta ușurel, deci asta nu ne indică, e un indicator că dispozitivul merge. După 10 minute, el se închide automat. Deci oricum mai mult de 10 minute, dumneavoastră nu veți folosi dispozitivul. Deci practic veți face câte 2-3 minute pe fiecare parte a feței, da? Și neapărat nu uitați și de zona gâtului. Este recomandat ca să nu aveți pe corp lanțuri de argint, de aur, da? Deci astea le scoateți. Vă rog, eu mă rog, nu curăț acum și de-aia mi-am lăsat margelele. Dar nici nu sunt de metal. Deci 10 minute am curățat cu dispozitivul. Bine, după aia el se închide, dar dacă vrem noi să-l închidem forțat, ținem mai mult timp pe butonul de jos și la fel se aude un sunet, s-a închis dispozitivul. Următoarea funcție este de ultrasunet. La ce ne ajută ultrasunetul? Practic, cu ajutorul undelor de ultrasunet, noi propulsăm, să zic eu într-un fel, substanțele active din creme, din uleiuri sau uleiurile esențiale însăși, le propulsăm în adâncimea, în profunzimea pielii noastre. Astfel, efectul produselor cosmetice este net mai intens decât pur și simplu aplicate pe piele. Deci, putem folosi orice cremă. Spre exemplu, dacă acum este seară, clar că eu vă recomand o cremă de seară. Eu folosesc linia Viva Beauty cremă de seară. O aplicați pe față, după ce ați curățat neapărat, după ce ați curățat fața
și ați aplicat crema pe față, după care ați pornit funcția de ultrasunet și avem două tipuri de ultrasunet. Ultrasunet continuu și ultrasunet alternativ. Deci alegeți voi funcția pe care o doriți. Deci aici chiar e la discreția dumneavoastră. La fel, îi dați intensitatea, fie 2, 3 sau poate 4, da? Și la fel, după liniile de masaj, lucrați cu dispozitivul. Deci 3 minute, 3 minute, 3 minute gâtul și iată s-au dus acele 10 minute. Da? E funcția de ultrasunet. Nu uitați și eu vă recomand să folosiți funcția de EMS-terapie, deci electromiostimularea. Ce este electromiostimularea? Practic e acel masaj în profunzime, de care noi acum suntem lipsite, fiindcă nu mai mergem la cosmeticiane, dar le puteți face în condiții de casă și sunt trei tipuri de electromiostimulare, trei genuri de masaj, să zic eu. Unul prin mișcări oscilatorii, alt tip dintr-un gen de batere și al treilea tip e o batere mai înceată. Da? Deci o alegeți la fel. Care vă place dumneavoastră? E o chestie strict la senzațiile, la starea de plăcere pe care o aveți. Vreau să vă spun că pe față, dacă vreți să folosiți EMS-terapia, alegeți gradul, nivelul, fie 1, fie maxim 2, deci intensitatea fie 1, fie maxim 2, fiindcă se simte destul de puternic. Intensitatea 3 și 4 este foarte bună, dar pentru celulită. Atunci când facem masajul ăsta anticelulitic, atunci este excepțională. Pentru față este cam puțin plăcută, să zic eu așa. Da? La fel, 3 minute pe o parte, 3 minute pe alta, 3 minute zona gâtului și decolteului. În general, eu recomand să facem o zi ultrasunet, o zi EMS-terapia. Oricum, ultrasunetul nu-l folosiți mai mult de 10 zile continuu, este destul de suficient, deci mai mult nu. EMS-terapia poate fi folosită și mai mult de 10 zile la rând. Dar de regulă eu recomand 10 zile, pauză cam o săptămână, iar facem 10 zile. Da? Deci să fie și cu pauze între ele. Când folosim încălzirea termică? Iată, încălzirea termică, termo, împreună cu ultrasunetul, le folosim atunci când vrem să scăpăm de cearcăne și într-adevăr se scapă de cearcăne. Ce este important? Atât curățarea ionică, cât și ultrasunetul, cât și încălzirea termică se face, deci fără dischetă cosmetică, ultrasunetul și încălzirea termică, doar curățarea ionică cu discheta cosmetică și se face cu acest cap de dispozitiv. Când vrem să facem terapie, EMS-terapia, se fac cu aceste două capuri, da? Deci două discuri micuțe, da? Metalice și cu aici noi simțim descărcarea aceasta a electrică, să zic eu, și se stimulează mușchii. Da? Deci ultrasunetul și încălzirea termică și curățarea ionică cu acest cap de dispozitiv, dacă vrem să lucrăm cu EMS-terapia, este acest cap de dispozitiv. Așa, când folosim încălzirea termică, dispozitivul respectiv ultrasonica 900 nu este doar un dispozitiv pentru înfrumusețare. Deci Vivasana are conceptul frumusețe, sănătate și frumusețe. Da? Deci nu ținem cont tot timpul sănătate și după care frumusețe. Deci acest dispozitiv va fi și pentru sănătatea noastră. În ce sens? Dacă avem sinusite, și astăzi am spus un pic la live-ul de la ora 15 despre sinusite, avem sinusită cronică. Cum scăpăm de ea? Am aplicat pe zona sinusurilor, frontal, maxilar, crema. Care crema? Crema de cimbru, cea mai uzuală cremă pe care noi o avem în casă, în principiu, de dacă suntem clienți Vivasan, o aplicăm în zona sinusurilor, pornim funcția de ultrasunet cu încălzire termică și dați ultrasunetul de intensitate 4 și încălzirea termică fie 3, fie 4 și ușor cu ultrasunetul lucrați 3 minute în zona maxilarelor, câte 3 minute și 3 minute zona frontală. Eu vă asigur că la unele persoane chiar din prima procedură, la altele după a treia, a patra ședință,
încep să deci se scade viscozitatea mucozităților și se elimină toate aceste mucozități care s-au acumulat pe parcursul anilor, deci începe să curgă intens de nas și se curăță. Dispar acele dureri de cap, dispare senzația de greutate și de tensiune din zona nazală și chiar se scăpați de această problemă destul de neplăcută. Deci este una din beneficii în momentul în care noi folosim ultrasonicul. Doi, când îl mai folosim? Clar că sunt durerile de articulații, oricare articulație, articulația genunchilor, articulația umărului, articulația cotului. În aceste cazuri se aplică crema fie de cimbru dacă este o inflamație, fie dacă aveți o spondiloză, o artroză, aplicați crema de ienupăr sau gelul PC. La fel, am aplicat zona respectivă, pornim funcția de ultrasunet cu încălzirea termică și lucrăm 10 minute în zona articulației. Iar avem beneficii cu un dispozitiv. Deci e și un dispozitiv cosmetic, dar totodată e și un dispozitiv bun pentru absolut toată familia în cazul problemelor de sinuzite, de artrite, de artroze. Da? De dureri musculare când avem miozite. La fel, el ne scapă în astfel de probleme. Deci primul nostru pas este utilizarea produselor cosmetice împreună cu dispozitivul ultrasonic VivaSan. Ce vreau să spun, că vine primăvara, totuși a venit calendaristic primăvara și vrem să fim mai luminoase și să avem un ten mai luminos. În special pentru doamnele care fumează sau care stau în spații mai puțin aerisite sau sunt fumătoare pasive. Nu uitați de crema Gold 24 de ore. Ea are nanoparticule de aur de 24 de carate, are peptide care duc aceste nanoparticule în zonele care suferă de deficitul de oxigen și această cremă dă o luminozitate excepțională tenului nostru. Deci ține minte, fumătoarele, crema Gold 24 de ore. Pentru persoanele care au pete pigmentare, este crema Diamant de Himalaya și crema fluidă și crema, simplu crema, care conține peptide din cordiceps, iar cordicepsul dintotdeauna a fost folosit ca și remediu cosmetic pentru a scăpa de petele pigmentare de pe față. Da? Deci crema Viper, care are peptide din similare cu veninul de viperă și efectul similar botoxului, sau Bio for Skin. Deci o mulțime de produse cosmetice, cum am zis, dacă nu ne descurcăm, o întrebați fie pe Laura, fie pe mine. Uleiurile esențiale, el este cel de-al doilea pas atunci când folosim, vrem să ne întreținem tenul sănătos și frumos. Clar că uleiurile esențiale nu se aplică pur și simplu pe față în stare nediluată. Avem nevoie de o bază. În calitate de bază, fie este o cremă, dar calitativă, da? Deci să aibă cât mai puțin conservanți chimici și cât mai puțin aromatizatori. E foarte bună și crema, și chiar aici este recomandată crema din linia VivaDerm, care este un dermatocosmetic fără conservanți și aromatizatori. Fie avem la îndemână un ulei vegetal, fie jojoba, fie avocado, fie aveți un ulei vegetal foarte și foarte bun, cum ar fi, că sunt semințele de struguri, că e ulei din sâmburi de piersică, din caise, ulei de macadamia, dar important să fie calitatea. Deci ținem minte că contează extrem de mult ce punem pe piele. Da? Deci avem o bază, avem uleiurile esențiale. Care sunt uleiurile esențiale? Păi ținem minte că cele din gama roz neapărat, și în special iasomie, neroli, trandafir, ilang-ilang, mușcată, lavandă, da? Ținem cont că sunt și din gama verde uleiuri esențiale, cum ar fi tămâia, paciuli, lemnul de trandafir, care, spre exemplu, lemnul de trandafir stimulează producerea de celule stem în pielea noastră. Deci avem uleiurile esențiale. Important, dacă facem într-o bază, la 10 ml de bază se pun per total 4 picături de uleiuri esențiale. Da? Deci dacă avem 30 de ml per total, vom pune 12 picături de uleiuri esențiale. Este bine să faceți un mix de uleiuri esențiale.
Ele toate pe care vi le-am enumerat se combină între ele și puteți să combinați fie iasomie cu lemn de trandafir, iasomie cu neroli și cu trandafir, iasomie și cu paciuli, iasomie și cu lemn de trandafir. Deci faceți amestecurile pe care le doriți, care vă plac ca și aroma. Cât de mult eu nu v-aș povesti că paciule are o aromă impecabilă, foarte frumoasă și are un efect de lifting excepțional, dacă el vă deranjează ca și aromă, nu-l puneți pe față. Puneți pe față doar acele arome care vă plac, care vă dau o stare de bine, care vă fac fericite. Fiindcă pentru noi contează să fie și emoția, nu doar efectul cosmetic. Iar pentru în momentul în care noi avem o emoție de bucurie și de fericire, avem și tinerețe. Da? Deci ăsta este cel de-al doilea pas. Cel de-al treilea îl veți primi ca și link. E o gimnastică japoneză pentru față pe care noi o facem. E practic un drenaj limfatic al feței despre care eu tot am mai spus. Varianta cea mai simplă și pe care o știți cu toții este simplu masarea punctelor din zona sprâncenelor, da? Fiindcă în și a ochilor, fiindcă în această zonă noi avem extrem de multe puncte importante, da? Și în momentul în care faceți acest masaj, veți simți că fața se descarcă, devine mai luminoasă, dar iar avem nevoie de bază, fie produsele cosmetice gata de la Vivasan, fie un ulei de bază cu uleiurile esențiale de la Vivasan. Da? Țineți cont că dacă nu avem dispozitivul respectiv, putem simplu să aplicăm produsele cosmetice, fie crema, fie uleiul de bază cu uleiuri esențiale. Efectul oricum îl veți avea, un efect foarte frumos, foarte benefic, dar cu dispozitivul, efectul este practic instant, îl veți vedea foarte repede. Cam asta a fost informația despre întreținerea tenului. Nu vreau să vă încarc cu prea mult, să vă iau de mult din timp, că e seară, vreți să fiți cu familie, este corect așa. Îndemnul meu rămâne să țineți, să aveți grijă de voi, de familia voastră, de copiii voștri, de părinții voștri. Urmați toate sfaturile de igienă care rămân valabile pentru orice perioadă, nu contează perioada de gripă, nu gripă, carantină sau fără carantină. Faceți toate măsurile de prevenție, faceți toate măsurile de igienă, aveți grijă de voi, aveți grijă de sănătatea voastră emoțională și folosiți uleiurile esențiale Vivasan pentru a vă întreține emoțional într-o stare perfectă, voi și familia voastră. Și să ne revedem cu bine, sănătoși și frumoși. Vă aștept la următoarea noastră întâlnire să urmăriți postările ca să aflați despre ce vom mai vorbi data viitoare. Iar dacă aveți careva idei sau careva întrebări, vă rog să le postați și vom discuta și aceste subiecte de care sunteți interesați. Vă mulțumesc, vă doresc sănătate multă și o seară minunată. La revedere!